Mă numesc Sorin Stegrescu, sunt medic chirurg, am 2 specialități, 4 competențe. Ce mă interesează cel mai mult este viața lungă a pacientului și, dacă vreți, și viața bună care poate să o aibă. Aș vrea să-mi povestești cum legi homeopatia de specialitatea ta. Păi, în primul rând, suntem medici, după care suntem medici specialiști. Și, până la urmă, totul se rezumă la experiența personală. Dacă încă de la începutul profesiei, sau mai bine zis din perioada de studii, ai avut contact cu o paletă mai largă de informații medicale, atunci structura ta ca și profesionist se rescrie permanent, dar numai în funcție de experiențele care le-ai avut anterior, de la începutul meseriei. Pentru ca pacientul să-ți dea voie să intre în spațiul lui personal, putem să facem apel la remedii homeopatice, care ne dau posibilitatea să avem o comunicare extraordinar de bună cu pacientul, îl liniștesc, îl pregătesc pentru actul operator și, dacă vrei, crește foarte mult calitatea vieții și tot ceea ce urmează în perioada de recuperare, după intervenția de ortopedie. Medicina viitorului cred că va rămâne același tip de medicină și cred că va rămâne la fel de despărțită ca și tip de activitate pe remedii homeopate și pe medicină alopată. Niciodată nu se vor întâlni decât acolo unde medicii vor accepta să dea și remedii homeopate. Eu am căutat în acest centru disciplina și trebuie să împărtășesc tuturor părinților că am găsit-o. Mă numesc Adriana Alionte și sunt director și fondator al acestui centru de învățare a limbii engleze. Cifre, centrul nostru înseamnă 3 sedii în București, peste 1500 de cursanți în fiecare an, peste 300 de cursanți la programul de consiliere pentru admitere la universități în Marea Britanie, 10 de părinți care participă la programul Right Parents, consiliere moderată de psihologul școlii, și multe, multe sute de tineri care au mers împreună cu noi la școli de vară în Marea Britanie și în Statele Unite pentru a-și perfecționa limba engleză. Someone like you.